Am ajuns în Catania și vacanța aceasta suntem pe urmele serialului The Mighty Lotus și abia așteptăm să vă arătăm ce descoperim aici. Hello, señorita. Abia aștept să ne cazăm pentru că mi-e foarte cald, efectiv. O cazare faină în Catania și n-am ezitat. Am luat-o. Chiar arată foarte fain. Da. Uite, avem și o bucătărioară mică. Și bar. Trebuie să și gătim acum, nu? Da. Iar dormitorul arată spectaculos. Are o terasă foarte faină. Le-am mai răvășit și noi un pic pe aici. Ba, e cabinul de duș. Da, de da. Și aici e dormitorul. Da. Ia, deschidem tu pe... În sus? Foarte frumos. Da. Zona de relaxare. La soare. Da. Hei, la doar o oră de Catania se găsește Siracusa, un loc în care istoria este la ea acasă, dar o să mergem și să intrăm în parcul ăsta și o să aflăm mai multe lucruri acolo. Avem biletele către Parcul Arheologico de la Neapolis. Da. 13 euro biletul, 2 persoane, 26, ne pierdem, vorba vine, o oră jumătate aici, după aia mergem către Ortigia. Hai să vedem cum arată istoria. Mergem la cules de portocale. Ce să facem în Italia? Culegem portocale. Am venit cu prietenii, tot la cules de portocale. Asta e. Ce să mai? Unde-i șopârla? Uite-o în fața ta a trecut. Alta.
Zi de piață, cu de toate. Chiar au de toate. Doamne ajută! Și voi?
O cumperi? Da. Hai să mă caut primusul la ce. Este foarte prietenos astăzi, cel puțin așa ne-a spus ghidul nostru, că plecă din două părți. Dar uite acolo. Și fumul este alb. De fapt este un, abur. Un abur, da, da, da. Un abur. Hai să vedem craterul și după aia ne plimbăm. Mergem pe craterul Silvestru. Silvestri. Silvestri. Ești gata? Da, ne echipăm pentru peșteră. Mergem? Hai să intrăm pe poarta principală.
corespunzătoare, cartofii, ciuperci. Faci inventarul? Se face inventarul pe pizza. Ce avem noi aici? Vai. Aolo, mai mișcă. Bun? Cald? Fiert? Și proaspete.